Deci testul ăsta așa, ăsta ne-am lămurit, da? Test de personalitate gratuit. Vi se pare dificil să vă prezentați altor persoane? Stați așa că trebuie să gândesc un pic, mâncați și pula ta. Majoritatea persoanelor mă cunosc direct. Ce, mă duc și dau mâna cu oamenii cu aia și le zic pulă seara, calculatoare, computers. Adeseori vă adânciți atât de mult în gânduri încât ignorați sau uitați ce se întâmplă. Asta da, asta da, să moară familia mea. Dar nu mă iau cu gândurile, am ceva în mână și după că au 15 minute și nu știu unde am pus ăla de la aveam în mână. Mă rog, ăsta cred că e mai mult Alzheimer, da, hai. Încercați să le răspundeți la e-mail că mai era imposibil și nu suportați să aveți. Mamă, cu aia, să moară frații mei. Adevărat, să mor, adevărat. Puteți să vă relaxați și să vă concentrați cu ușurință, chiar dacă există un anumit grad de presiune. Da? De obicei, nu începeți o conversație. Ah, ba nu, trebuia să zic că sunt de acord, că nu încep. N-are conversație furnica cu bocancu, să moară frații mei. Rare ori faceți ceva din pură curiozitate. Bă! Câteodată mai fac lucruri doar de dragul de a vedea lumea arzând. Că e fun, ești nebun. E fun să vezi lumea arzând, să vezi cum se panichează oamenii, cum se pun în dificultate, în offside. Nu ești de acord? Ești de acord. Deci e din curiozitate? Punem aici la puțin paste mediu. Puțin paste mediu, adică nu mereu. Nu mereu, deși... Vă simțiți superior celorlalți. Nu, frate, suntem oameni cu toții, următoarea întrebare. A fi organizată decât a fi adaptabilă. Nu sunt organizat mai deloc. Eu sunt on the fly așa mai mult. Zic că nu sunt de acord. De obicei sunteți foarte motivat și energic. La jumate, că nu poți să zici că dacă nu eram motivat, energic, gen, sunt aproape mort, dar motivat sunt, că dacă nu eram motivat, eram Imogen care făcea live-uri mai când se termină donațiile. Sincer, ești nebun. Aia înseamnă nemotivați. Câștigarea unei dezbateri contează mai puțin decât să nu supărați pe nimeni. Adeseori aveți senzația că trebuie să le dați explicații altora. Bă, le dau așa de... Le dau așa, gen... Nu știu, din milă, ca să nu se... să nu caute singuri explicațiile. Din compasiune. Nu pot să zic că e hard. Locuința și locul unde lucrați sunt destul de ordonate. Nu vă deranjează să vă aflați în centrul atenției. Vă considerați mai mult practic decât creativ. Oamenii vă deranjează rar. De obicei faceți planuri de călătorie bine planificate. Planuri de călătorie bine planificate? Ce pula mea înseamnă treaba asta? Călătoria de la pad la PC? Nu știu, opuneutul. De obicei e dificil să vă raportați la sentimentele altora. Nu. Nu sunt de acord că eu am mare spirit de empatie cu toată lumea. Mai până le iau morți în pulă. Vă puteți schimba dispoziția foarte rapid. Bă, nu știu, asta denotă bipolaritate. Mi se pare că sunt bipolar. Păi, pun neutru aici, că nu schimb dispoziția foarte rapid. Sau, mă rog, mi-o schimb când mai intră câte o donație.
Fără discuție, adevărul trebuie să fie mai important decât sentimentele oamenilor. La rău vă gândiți la modul în care acțiunile dumneavoastră afectează alte persoane. Stilul dumneavoastră de lucru seamănă mai mult cu niște vârfuri de energie aleatoare decât cu o abordare metodologică. Nu sunt de acord. Sunteți adeseori invidios, invidioasă pe alții. Un joc video sau o carte e mai interesantă decât un joc social. Cea mai importantă parte a fiecărui proiect e capacitatea de a întocmi un plan și respectarea acestuia. Bă, nu știu ce să zic. Rău sunteți distras, distrasă de fantezii și idei. De multe ori e greu să lucrezi cu pula sculat. Atunci când vă plimbați prin natură, sunteți adeseori pierdut în gânduri. Nu prea mă plimb, dar și când merg pe trotuar până la mașină, am gândurile mele. Dacă cineva nu răspunde rapid e-mail, încercați să vă faceți griji. Se rupe pula. Ca părinte, ați prefera să vă crească copilul mai degrabă bun decât inteligent? Bă, nu știu, bă, că e rău. Că poți să creezi un monstru, mâncați-și. Cred că e clar, mâncavășcura voastră. La sfârșit te scoate serial killer și după îți recomandă cofetarul un psihiatru? Clar. Bă, aș prefera, sincer, să... Bă, gen... Aș prefera mai bun decât inteligent. Nu maxim de acord, că gen dacă prefer să fie maxim de inteligent și deloc bun, înseamnă că e serial killer. Mai bine mai spre inteligent decât mai spre bun. Că cine e bun e luat de prost. Nu stați alte personaje să vă influențeze acțiunile. Bă, mă mai iau după unii, după alții. Visele dumneavoastră tind să se centreze pe lumea reală și evenimente din acestea. Da. Nu durează mult până începe să vă implicați în activități sociale la nou loc de muncă. Neutru. Sunteți mai mult o persoană care improvizează pe moment decât una care planifică atent. Asta se repetă. Emoțiile vă controlează mai mult decât le puteți controla dumneavoastră. Vă face plăcere să participați la evenimente sociale care presupun o anumită ținută sau activități în care se joacă roluri. Nu știu ce să zic. Adeseori petreceți timpul contemplând idei nerealiste și nepractice însă interesante. Bă, mai aberăm din când în când la utopii. Mai bine improvizați decât să petreceți timpul întoprind. Coaie, ce pula mea, de ce repetă întrebările astea? Sunteți o persoană relativ rezervată și tăcută. Dacă ați avea o firmă, v-ar fi foarte greu să congediați angajații loiali, dar ineficienți. Bă, sunt și ei oameni, coaie, sincer. Vă gândiți adesea la motivele existenței umane. De obicei, atunci când trebuie să luați decizii importante, logica e mai importantă ca sentimentele. Existența mai multor opțiuni e importantă decât o listă cu lucruri de făcut. No. Dacă un prieten este trist din cauza unei probleme, este mai probabil să-l susțineți emoțional decât să-i sugerați moduri de rezolvare a problemei. Pleacă, știi cum? Avem soluții pentru toate problemele, dar eu vă simțiți nesigur. Nu aveți nicio problemă în întocmirea și respectarea unui orar personal. Atunci când vine vorba de lucru în echipă, a avea dreptate este mai important decât a fi cooperant. Nu știu ce să zic. Credeți că trebuie respectate părerile tuturor, indiferent dacă acestea sunt sau nu susținute cu fapte. Susținute cu fapte, poate susținute în pula mea cu argumente, ești nebun. Vă simțiți mai energică după ce petreceți timp cu un grup de persoane. Nu știu ce să zic. Un grup de persoane mai energică. De obicei să mor după ce petrec. Adeseori vă rătăciți lucrurile. ADHD-ul, nu mai știu de capul meu.
vă considerați ca fiind foarte stabil din punct de vedere emoțional? Nu prea. Mintea vă vibrează permanent de idei și planuri neexploatate, neexplorate. N-ați spune că sunteți un visător, o visătoare. De obicei aveți dificultăți în a vă relaxa când vorbiți în fața mai multor persoane. Nu știu dacă se pune online-ul. N-avem dificultăți. Pierde ustensilele de la un PC de 10 ori. În general vă bazați mai mult pe experiență decât pe imaginație. Ne mai băgăm și la creație. Vă faceți prea multe griji despre părerile altora. Ai că mi se rupe mie. Adică dormim, ce pula mea vrei cu aia dacă sunt 100 de întrebări? Dacă o cameră e aglomerată, stați mai aproape de pereți, evitând centru. Nu, frate, ești nebun, mă duc în centru acolo, să nu mai pot să respir. Aveți tendința de a amâna lucrurile până nu mai aveți timp să le faceți pe toate? Vă simțiți foarte neliniștit în situații stresante. Considerați că e mai bine să fiți plăcut decât să fiți puternici. Ai fost mereu interesat de lucruri neconvenționale și ambigue, de exemplu în literatură, artă sau film? Bă, nu prea, sincer. Neconvenționale, ambigue, bă, SF-ul cam e neconvențional, dar... Hai să punem așa, cine știe. Adeseori luați inițiativa în conjuncturi sociale. Nu știu ce să zic dacă iau eu cine știe ce. Ce mai ai ieșit, mă, mâncavaș, gura voastră? Mental. 56 extravertit, energie realist, natură centrată pe logică, tactici căutător, identitate precaut. Antreprenor. Personalitate antreprenor. Viața e o aventură riscantă sau nimic. Tipurile de personalitate antreprenori influențează întotdeauna mediul din jurul lor. Pot fi găsiți cel mai ușor la o petrecere dacă căutați agitația care apare pe măsură ce trec de la un grup la altul. Se potrivește cu aia, chiar la nimerit, râzând și distrând oamenii cu umorul lor discret și necizelat, direct și necizelat. Personalitățile antreprenor adoră să fie în centrul atenției. Dacă un membru al publicului este rugat să urce pe scenă, antreprenorii să oferă voluntari sau numesc voluntar un prieten timid. Mamă, la troll, mâncați-și! Teoria, conceptele abstracte și discuțiile plictisitoare despre probleme globale și implicațiile lor nu interesează prea mult pentru prea mult timp persoanele cu tipul de personalitate antreprenor. Antreprenorii au conversații energice cu o bună doză de inteligență, însă le place să vorbească despre ceva și sau și mai bine. Să apuce să facă, să și facă acel ceva. Adevărat să moară, frații mei. Suntem de acțiune, mă înțelegi? Nu confunda niciodată mișcarea cu acțiunea. Antreprenorii sunt cel mai probabil tip de personalitate care să facă un stil de viață din comportamentul riscant. Ei trăiesc momentul și sar în mijlocul acțiunii, ei sunt ochiul furtunii. Persoanele cu tipul de personalitate antreprenor adoră drama, pasiunea și plăcerea. Nu pentru intensitatea emoțională, ci deoarece este un stimulant pentru mințile lor logice. Ei sunt forțați să ia decizii critice pe baza realității concrete, imediate într-un proces rapid de răspuns rațional la stimuli. Mamă, coaie, mă descrie perfect, ești prost? Aceasta face parte din școală și alte medii... Acesta face parte din școală și alte medii organizate? Face din școală și alte medii... Mamă, nu pot să cred. Acesta face din școală și alte medii organizate o provocare pentru antreprenori. Cu siguranță nu din cauza faptului că aceste personalități nu sunt inteligente și nu pot face față, ci deoarece educația formală înregimentată, axată pe ascultare, este prea străină de învățarea directă care îi încântă pe antreprenori. Este nevoie de multă maturitate pentru a vedea că acest proces este un mijloc necesar de a atinge scopul, ceea ce creează oportunități mai interesante. Prostiși, bă, iertați-mă pe mine cu aia, că v-am zis că nu-mi place să citesc, bă, pula în ele. De asemenea, este o provocare pentru oamenii cu tipul de personalitate antreprenor, deoarece are mai mult sens să-și folosească propriile valori morale în locul altora străine.
Regulile sunt făcute pentru a fi încălcate. Este un sentiment pe care puțin profesori de liceu sau supervizori din companie îl împărtășesc și pot aduce personalităților antreprenori o anumită reputație. Însă dacă aceștia reduc la minim deranjul provocat și își țin în frâu energia și se concentrează atunci când ajung la lucrurile plictisitoare, antreprenorii sunt o forță care contează. Hai să dăm direct la romantic, mâncava și groaba asta, să mi se scoale și mie pula. Am și tradus. Coi, nu știu expresia asta, pinning away, ești nebun. Adică pot să o scoți din... pot să o traduc la context, dar nu știu exact ce vrea să zică. The text exceeds, futu-s morții, măti, exceeds. Stai, mă, colom ușor, ușor. Lasă-mă, că ne și traduce asta. Nu mai bine, ești nebun. Relații romantice. Când vine vorba de relații romantice, cu greu se poate spune că oamenii cu tipul de personalitate antreprenor sunt dornici de ziua nunților. Viața este distractivă și plină de surprize, ceva ce antreprenorii au abilități deosebite în a livra și se bucură de totul aici și acum. Este posibil ca antreprenorii să nu petreacă mult timp planificând într-o zi, dar entuziasmul și imprevizibilitatea lor îi fac parteneri de întâlniri emoționanți. Parteneri de întâlniri emoționanți, coaie. Mama, auzi de ce am privat eu femeile până acum, coaie, de întâlniri emoționante, coaie. Relațiile între antreprenori sunt departe de a fi plictisitoare. Stilul lor de improvizație creează o listă aparent nesfârșită de activități și hobby-uri la care să fie implicat. Iar antreprenorii își încurajează pe deplin partenerii să participe. Antreprenorii iubesc ideile noi și discuțiile filozofice ocazionale, dar trebuie să fie subiecte care să poată fi explorate împreună prin acțiune, nu doar prin discuții inactive. Există o gândire despre cauzele și efectele obezității epidemice și există antrenamente pentru un maraton împreună pentru a promova o viață sănătoasă. Hai, toc, the challenge. Mamă, un cava și pula voastră, a plecat challenge-ul. Știam eu că e un challenge. Provocarea intimității din punct de vedere sexual, antreprenorii nu au rezerve reale. Este distractiv, este plăcut din punct de vedere fizic, ideile noi sunt întotdeauna binevenite. Iar percepția puternică a personalităților antreprenorilor îi menține bine adaptați la nevoile partenerilor lor. Cu toate acestea, separarea actului fizic de către antreprenori de conexiunile mai emoționale și spirituale pe care multe alte tipuri le caută în intimitate poate fi o sursă serioasă de tensiune dacă toată lumea nu este pe aceeași pagină. Unele tipuri au nevoie de sex pentru a fi o expresie autentică a iubirii, antreprenorii pur și simplu nu sunt unul dintre ei. Că i-a făcut aici la bagi pe antreprenori?